să se arate că 1 pe 3 este o perioadă a funcției f definită pe r cu valori în r, f de x egal cu 3x între acolade, unde un număr a între acolade este partea fracționară a numărului a. Și chiar așa se și citește, partea fracționară a numărului a. Vom rezolva această problemă prin două metode. Mai întâi vom demonstra că efectiv acest 1 pe 3 este perioada a funcției și a doua metodă va proceda la determinarea acestui număr. Nu? Pentru că ne punem în mod natural problema, cum autorul problemei a descoperit că acest 1 pe 3 este perioada a funcției. Mai întâi să ne reamintim deci ce înseamnă partea fracționară a unui număr. Partea fracționară a unui număr este egală, prin definiție, cu diferența între numărul respectiv și partea întreagă a lui. Prin partea întreagă știm că înțelegem cel mai mare număr întreg, mai mic sau egal decât numărul în cauză. Întotdeauna partea fracționară aparține intervalului 0 închis 1 deschis. 0 este în momentul în care e numărul întreg, 1 dacă el este aparține lui Q minus Z mare. Și acum, ce însemna perioada unei funcții? Un număr T mare se numește perioadă, real, se numește perioada unei funcții dacă f de x plus T mare egal cu f de x pentru orice x și x plus T aparținând domeniului de definiție al funcției. Deci, atenție, pentru studiul periodicității unei funcții va trebui ca domeniul de definiție să satisfacă condiția că odată cu x și x plus t plus 2t plus 3t minus t minus 2t minus 3t și așa mai departe să aparțină acelui domeniu de definiție. Dacă funcția este definită pe R, această condiție este în mod banal satisfăcută. Prin urmare, haideți să vedem, să verificăm că 1 pe 3 este perioadă pentru funcția noastră. Avem deci f de x era egal cu partea fracționară a lui 3x, adică egală cu cine? Cu 3x minus partea întreagă a lui 3x. Da? Pe de altă parte, f de x plus 1 pe 3, egal cu cine? Îl înlocuim pe x aici și vine 3 pe lângă. X plus 1 pe 3 minus partea întreagă din 3 pe lângă x plus 1 pe 3. Da? Egal cu, desfacem prima paranteză, 3x plus 1, minus parte întreagă din 3x plus 1. Să ne aducem aminte o proprietate a părții întregi, și anume partea întreagă a unui număr A plus un număr întreg, deci acest ten să aparțină lui Z plus un număr întreg N, este egală cu partea întreagă a lui A plus N. Deci numerele întregi ies din partea întreagă. Și anume, deci revenind în cazul nostru, deci obținem 3x plus 1 minus parte întreagă din 3x minus 1, 1 și cu 1 se reduc, egal cu 3x minus parte întreagă din 3x, adică egal cu partea fracționară a lui 3x, care cine este? Păi nu este altcineva decât f de x. Prin urmare, am arătat că f de x plus 1 pe 3 egal cu f de x, oricare ar fi x aparținând lui r. Metoda a doua, vom pleca exact conform definiție. Deci, repet, vom căuta o perioadă astfel încât, deci un număr T, încât f de x plus T să fie egal cu f de x. Ca o paranteză, vedeți, perioadele unei funcții pot fi și multipli de acești T. Sau, eventual, evident, dacă T-ul, știu cum l-am găsit noi în problem, pot să fie submultipli a acestui T. Cel mai mic număr T mai mare ca 0, deci minimul acelor perioade T pentru care f de x plus T egal cu f de x pentru orice x din domeniul de definiție, se numește perioadă principală. Vom determina în cazul nostru, vom vedea că acel 1 pe 3 este chiar perioada principală a funcției noastre. Avem deci, ce înseamnă f de x plus T? Păi cu funcția noastră era parte fracțională a lui 3x, sau altfel spus 3x minus parte întreagă din 3x, avem 3 pe lângă x plus t minus parte întreagă din 3 pe lângă x plus t, dorim să fie egal cu f de x, adică cu 3x minus parte întreagă din 3x.
Rezultă, desfacem parantezele și trecem în aceeași parte, în partea stângă, 3x plus 3t minus paranteză. 3x plus 3t parte întreagă egal cu 3x minus, mă scuzați, minus 3x plus parte întreagă din 3x egal cu 0. 3x cu 3x se simplifică, de unde trecând părțile întregi în partea dreaptă, iată ce obținem, 3t egal cu parte întreagă din 3x plus 3t minus parte întreagă din 3x. Dar partea întreagă înseamnă un număr întreg. Diferența a două numere întregi este întreg, pentru că știm că mulțimea numerelor întregi este un inel. Prin urmare, 3t aparține lui z. Cum am spus că vom căuta acei t, acele perioade mai mari ca 0, rezultă chiar că 3t este număr natural. Și acum ce vom face? Păi să considerăm că acest, care ar fi cea mai mică valoare a lui 3t în condițiile în care t este pozitiv. Păi 3t să fie egal cu 1, deci rezultă, dacă 3t e egal cu 1, rezultă t egal cu 1 pe 3. Să observăm că această valoare, t egal cu 1 pe 3, am scos-o nu din condiția ca să satisfacă relația f de x plus t egal cu f de x, ci din faptul că 3t era numai număr întreg. Va trebui acum pur și simplu să îl locuim pe acest t egal cu 1 pe 3 să vedem dacă această condiție are loc în ansamblu, deci nu numai din condiția că diferența a două numere întregi este întreg. Deci înlocuim pe t egal cu 1 pe 3, iată, relația devine 3 ori 1 pe 3 egal cu parte întreagă din 3x plus 3 ori 1 pe 3 minus parte întreagă din 3x, care e echivalentă cu cine? 3 ori 1 pe 3 face 1, egal cu parte întreagă din 3x plus 1 minus parte întreagă din 3x. Dar parte întreagă din 3x plus 1, am văzut că întregii ies din partea întreagă, deci vine parte întreagă din 3x plus 1 în afară, minus parte întreagă din 3x, se reduc, de unde rezultă 1 egal cu 1 adevărat. Prin urmare, t egal cu 1 pe 3 este perioadă chiar principală a lui F.